Tatăl tânărului din Protopopești, care a fost bătut la finalul lunii noiembrie, a decedat în această dimineață la spital. Întâmplarea a avut loc într-o seară după ce tânărul a venit de la muncă. Acesta a acuzat stări de rău, iar în câteva minute și-a luat părinții la bătaie cu o coadă de topor. Polițiștii a ajuns la fața locului au împușcat pe tânăr în picior, după ce acesta a sărit la bătaie și la ei. În cele din urmă, bărbatul agresiv a fost dus la unitate medicală, iar mai apoi încarcerat în penitenciarul din Iași. După mai multe zile petrecute în comă, mama tânărului lovită tare în zona capului și-a revenit, însă tatăl a rămas într-o stare gravă, medicii fiind rezervați asupra prognosticului său. În această dimineață însă ceilalți copii ai bărbatului au anunțat decesul.